Sistematizarea deficitară a traficului, semnalizarea inadecvată, nepăsarea autorităților, dar și neatenția șoferilor. Toate acestea au făcut ca un brașovean să moară, spun polițiștii, nevinovat în trafic. Această intersecție, cea dintre străzile Petocile și Capitan Ilie Birt, este una dintre cele mai periculoase din această zonă, din cartierul Șchei al Brașovului. De altfel, la sfârșitul lunii iulie, un bărbat de 64 de ani și-a pierdut viața după ce a fost accidentat mortal de un autoturism care ieșea dinspre strada Petocile și care avea vizibilitate aproape de zero. Brașov TV a stat de vorbă chiar cu soția celui care a fost ucis în această intersecție. Femeia nu a dorit să-și dezvăluie identitatea. Că el a văzut că cineva iese și el tot timpul intuia și gândea dacă nu m-a văzut respectiv. Era pe motocicletă, venea de la tenis, un om sportiv, un om toată viața lui a făcut sport, a fost să joace tenis, venea spre casă. Noi aveam un pic, plecam în concediu. Vizibilitatea extrem de redusă pune în pericol zi de zi viețile participanților la trafic în centrul istoric al Brașovului. Lipsa locurilor de parcare din zonă îi determină pe locuitori să parcheze chiar pe carosabil. Șoferii care circulă de pe strada Petocile sunt nevoiți să iasă metri buni spre strada Capitan Ilie Birt, asta pentru a se putea asigura. Și strada e prost poziționată, așa, nu știu, nu ai o vizibilitate foarte, foarte bună. În partea stângă n-ai deloc, așa din dreapta mai vezi. Aia e o prostie, chiar dacă este până la jumătate aproape, nu vede stânga lumea. Exact, aia, nu se vede foarte bine. Crezi că și din cauza asta s-a produs accidentul ăla? Cred că da. Din păcate a fost nevoie ca un om să-și piardă viața pentru ca autoritățile să ia măsuri în vederea evitării incidentelor în trafic. Colegii noștri de la biroul rutier au luat notă de neajunsurile referitoare la problemele de vizibilitate din intersecția respectivă, urmând ca în cadrul următoarei comisii de sistematizare să propună câteva soluții pentru eficientizarea acestora și sperăm că în cel mai scurt timp ele să poată fi puse și în practică. Șoferului vinovat de producerea accidentului mortal de la finalul lunii iulie i s-a întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de ucidere din culpă.